Consiliul Local în 1 august 2019, prin dispoziția primarului 232 din 21 august, sunt prezent 15 consilieri locali din cei 15 în funcție. Lipsesc motivat, am înțeles, Catințașul Sergiu Florinel, Măgoană Bereata Blanca, Meșterca Sergiu și Munteanu Ioan. Ședința se poate desfășura în condiții normale 5, împlinită condiția majorității consilierilor din funcție. Vă rog, domnul președinte, să preia condiții. Da. Bună ziua, stămâna, domnul consilier, la ședința ordinară. Întâi să trecem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Dacă sunt discuții pe lângă procesul verbal, vă rugăm, dacă nu, să punem către aprobare. Dacă se de acord. Cine este pentru? Mulțumim. Este aprobat ședința de raport pe de procesul verbal din ședința anterioară. Trecem la primul punct. La ordinea de zi, dacă îmi permite, trebuie să se aprobă și ordinea de zi. Dacă îmi permite, după cum știți de la comisie de ieri, au intervenit niște modificări. Punctul 2 este, se modifică și nu este de pare are materială, ce este modificarea hotărârii Consiliului 105 din 1907 și punctul 7 și 8 se retrage. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Sunt de acord cu ordinea de zi. Trecem la punctul 1. Proiectul hotărâre privind aprobarea de comutare în avete cadrelor didactice care nu dispun de locuințe pe raza orașului Sfântul Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare de pe raza orașului Sfântul Moldova. Inițiator, economist, participare și primarul orașului. Da, vă spun și eu bună ziua. Bine ați venit la ședința din luna august. La punctul 1 încercăm să din puținul pe care îl avem, să decontăm această navetă. Este un act de încurajare pentru creșterea educației în localitatea noastră. Spune la votul. Cine este pentru? Avizul copilor. Favorabil. Cine pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind îndreptare, eroare materială cuprinse. Modificare. A hotărârii Consiliului Local, numărul 105 din 1907-2019. Nu, spune doamna secretar despre ce este vorba. Deci, în cuprinsul hotărârii din eroare, nu a fost preluat tot conținutul proiectului de hotărâre. Și atunci am modificat hotărârea ca să fie conform discuțiilor avute în a fost o eroare materială. Și acum modificăm dispozitivul hotărârii. Dacă sunt discuții, dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Spune la cine este pentru? Mulțumim. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute către Belgaz Grid de SA Târgu Mureș pentru terenul oferent realizării lucrării de investiție, sistem de protecție catodică și branșament electric pentru rețeaua de distribuție gaz naturale din Oțel cu presiune redusă din localitatea Sfântul Moldova și localitatea Certar, județul Bacău. Inițiator, economist Bacău Gheorghe, primarul orașului. Da, sistemul de protecție catodică este un echipament care ocupă 2 metri pătrați, nu este, este necesar pentru protecția conductelor, dar vreau să reamintesc celor care ne urmăresc materialul filmat că este necesar să cei care nu au gaze, care nu au încă la poartă conducta de gaze, este necesar să urmărească materialele noastre, pentru că o să și promovăm pe pagina primăriei, vom veni să facem acele tabele necesare de altfel pentru a putea avansa în, în acest sens. Aici avem și eu. Am fost la gradul de primar și m-am interesat asta, așa că e evident, așa că proiectantul și omul de la gradul de care trebuie să vină pe astfel. Trebuie să-l plătească primăria, așa că zis că... Noi, pe noua ordonanță de guvern, el trebuie să dea o negație, în sensul în care, dacă pe strada dumneavoastră sunt 10 case și din 10 case vor 2 case gaze, una la intrarea pe stradă și una la capăt, atunci el o să considere că nu este eficient să facă el pe cheltuiala lui această investiție.
și dă o negație. Ne dă un formular în care spune, un document, în care ne spune că referitor la investiția pe strada Florilor, nu poate să suporte el investiția. Pe baza la acest document, noi ne ducem pe pentru ca să beneficiem de fonduri, ne ducem la lege și se va face un proiect plătit ca lucrare, ca execuție de către de către guvern, din fonduri guvernamentale. Proiectul, în schimb, trebuie să-l plătească primăria. Dar de fapt am zis că da. A fost mai interesant. Noi trebuie să ne asumăm acest lucru. Dar dacă nu puteți plăti, eu am vorbit de strada mea, acolo de tot fac, ce fac să fac din capul, dar dacă nu puteți să plătim. Bun, nu pot să vă spun acum, dar desigur că dacă vine un proiectant pentru 10 străzi, o să fie mai ieftin decât dacă vine pentru o persoană sau pentru o stradă. Că tot cheltuie timpul și celălalt. Eu vă rog să aveți încredere, să eliminăm etapa asta. Noi vom găsi resursa financiară, că nu este foarte scump un proiect de gaze, pentru că este vorba de conductă. Da. După ce s-a tras conducta, fiecare dintre dumneavoastră veți plăti un proiect de racordare. De la conducta de gaze. Aici, conducta de gaze, o ia dintr-un cap, ajunge în celălalt, nu este foarte greu de plătit un proiect. Nu poate să fie foarte scump. Mai ales la noi acum, deja este tras conducta de gaze, 200 de metri tras conducta, sunt de șase familii. Este important că suntem pe drumul ăsta și ușor ca să practică. Cu cât mai mulți consumatori, cu atâta și furnizorul, și investitorul, și toți sunt, că așa nu vin la început și după ce ai tras conducta și o găsești trasă, după aceea imediat veni că vreau și eu. Aici pe strada Florei, forța, zici, ca să familie, dacă nu apropo de discuție, eu i-am după ședință, mai stat de vorbă cu oamenii de strada Sărăriei. Sunt 8 gospodării care, una după alta, care doresc din tot ce are casă lor. Bine. Dacă mai sunt și alte discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. La vot, cine este pentru? Vă mulțumim. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 500 de metri pătrați teren intravilan, situată în Slănic Moldova, strada fundătorului aflată în proprietatea privată a orașului Slănic Moldova, inițiatorul Comunul Baciu Gheorghe, primarul orașului. Vă rog, dacă vreți să... Avem două solicitări de la firme care vor să atragă fonduri, firme private, pentru diferite activități, de refaceri de drumuri, de îmbunătățiri, de, în principal, utilaje, am înțeles. Ieri le-am citit la comisii. Eu am propus să nu aștepte foarte mult răspunsul nostru. Este vorba de o notă conceptuală. Le dăm nota conceptuală, le dăm răspunsul că s-a aprobat în principiu un consiliu local, dacă dumneavoastră sunteți de acord, urmând ca licitația să se facă în momentul în care dumnealor sunt sau alții. Da. Avem o etapă de documentație de atribuire, în sensul în care dacă astăzi aprobați de principiu, ne le dăm răspunsul favorabil. Dacă nu aprobați, le dăm răspunsul că nu putem să le oferim teren. Ieri s-a discutat la comisii, astăzi aveți planurile cu amplasamentul aproximativ. El este în capătul limitei noastre de proprietate, în așa fel încât să nu afectăm, cum a spus domnul consilier Mocanu, să nu afectăm o eventuală dezvoltare acolo a unui punct de colectare selectivă sau alte, un centru de separare a deșeurilor. Ea a fost, propunerea este pertinentă și cred că așa cum este desenat, cum sunt amplasate acum, nu ar afecta această dezvoltare a noastră. Dacă mai sunt... Da. Deci una din cele două firme, nu știu exact care, cu 500 sau cu 200, s-a adresat Comunei Slănic Moldova. Nu suntem comună. Trebuie să informăm. Da, să-i dai un răspuns că nu suntem comună să le facă cererea cu oraș,
ar fi o chestie de... Mi-am luat rezervare la Delta și m-am dus din greșeală la Taron. Și mi-am zis că nu suntem noi. Bun. Am înțeles. Haideți, da. Dacă ne respectă, măcar să nu ia la mișto, suntem comun. Bun, votul este la dumneavoastră. Dacă mai sunt și alte discuții, vă rog. Avizul comisiei. Vorbăneți. Negativ. Respinge cu 2 la 1. Prezența de 3, se respinge. Da, nu e. Acum e activ. Comisia de urbanism, comisia este negativă. Bun. Comisia de economie. Faptul că le dăm în concesionare. Nu le dăm, le dăm un studiu de oportunitate. Asta e studiu de oportunitate. Nu le dăm. Dacă se ajunge la final, deci problema este că le dăm suprafețele pe 5 ani și pe 10 ani. Da. Aici sunt suprafețe care din domeniul public. Asta e concesionarea, chiria e pe un an de zile. Deci, încă o dată, deocamdată, studiul este vorba de studiul de oportunitate. La momentul la care o să venim cu un proiect de hotărâre privind caietul de sarcini pentru licitații, privind termenii de licitație, privind alte aspecte, putem să le reglăm. Eu cred că este suficient astăzi dacă îi răspundem cu da sau nu. Dacă îi răspundem cu nu, este o situație, își caută un alt loc unde își face investiția. Dacă îi răspundem cu da, avansăm în, pe partea de detalii. Respectiv, suprafața exactă, poziționarea ei, acum este aproximativă, adică trebuie măsurată în coordonate stereo la fața locului. 2. Caietul de sarcini pe câți ani? Dacă el are criteriul de eligibilitate să atragă niște fonduri 5 ani, nu poți să-i dai pe 3 ani, că nu este eligibil el pe partea de atragere de fonduri. Adică dacă el a scris acolo 5 ani, propunerea mea este dacă îi dăm, să nu ne bate în joc de el, să-i dăm pe 5 ani, pentru că sigur un fond european să urmărește 5 ani. Și sigur 5 ani de zile va veni cineva aici să monitorizeze dacă își desfășoară activitatea pentru care a tras fonduri, are echipamentele în funcție sau ce condiții de angajament are el față de fondurile europene. Nici nu putem să ignorăm această situație. Noi asumăm răspunderea că 5 ani de zile terenul ăla este blocat, după 5 ani de zile vedem care-i treaba. Dar 5 ani de zile încasăm niște bani pe el, care acum stă pârloadă. Adică putem lua plusuri și minusuri din orice fel de situație. Mai păstrăm 5 ani pârloadă, avem... Da. El este un teren mărcinaș, nu este un teren care ar afecta ceva în ceea ce privește dezvoltarea noastră. Dar decizia, încă o dată, este la dumneavoastră. Dacă activitatea pe care dorește acel domn să o facă cu rigură, e nepoluantă, eu cred că se poate da un acord favorabil, mai ales că e vorba de un acord de principiu. Da. Activitatea este dacă el a trimis codul de amenajări, de drumuri, dacă își cumpără niște utilaje, nimeni nu-i dă utilaje de euro 2. Astăzi, când îți cumperi un utilaj, el trebuie să fie euro 5, pentru că altfel nu ți-l finanțează ăla. Noi, e clar. Atunci, eu consider că este puțin poluantă, în sensul în care un utilaj nou-nouț nu poluează ca un tractor de 10-15 ani. Dar putem să-i cerem detalii și să includem în caietul de sarcini orice fel de condiții. Adică, o condiție ar fi, la propunerea dumneavoastră, ca toate utilajele achiziționate să fie minim euro 5. Și punem acolo. Și dacă el nu respectă caietul de sarcini... Da. Noi scoatem terenul. El poate să vină și pentru altă activitate. Putem să includem în caietul de sarcini nu fel de fie o activitate poluantă. Nu este, cred eu, problema asta.
face propunerea de terenul la risc o solicitație și poate să vină orice agent economic să facă o activitate. Normal. Terenul nu este cu dedicație. Terenul nu se scoate pentru cineva. Nu se scoate pentru cineva. Concesionării prin licitație publică scrie. Adică nu, nici nu putem altfel. Nu pot să concesionez că de fapt nici nu pot să închiriez terenul așa. Da. Da. Deci eu timp? Favorabil. Spune la mea. Și economică? În nota conceptuală. Am dat, nu? Da, spune la mea. Favorabil. Spune la voi, cine se teme? Deci cine se abține? Și împotrivă? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 300 metri pătrați, teren intravilan situat în orașul din Moldova, punct PECO, aflat în proprietatea privată a orașului din Moldova. Inițiator Comis Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, la ședința trecută ați aprobat concesionarea unui teren pentru o stație PECO și atunci ați aflat că mai rămâne niște teren lângă. Între timp am primit o solicitare de 300 de metri pătrați pentru o spălătorie. Propunerea mea este să aprobăm, bineînțeles, prin licitație, pentru că așa se concesionează terenul, ca lângă stația PECO, eventual să funcționeze și o spălătorie. De altfel, necesare pentru comunitatea noastră. Noi încă nu avem o spălătorie autorizată, că de astea mai spală lumea pe acolo, pe acolo, este altceva. O întrebare așa. Îi pune spălătoria că face locul din muncă, dar materia primă e apa. Ce face? Unde trage apa? Dar este problema lui, domnul. Unde? Din coloana orașului? De obicei, toate spălătorile, să știți, au bazine. Nu, dar eu am întrebat, dacă stai din coloana, nu mai fără apă. Domnul Ionel, o mașină se spală cu 20 de litri de apă. Da. Consumul de apă la spălătorie pare mare, pentru că este presiunea, dar nu este mare. Da. Și până la urmă, nu știu, 10 metri cub, 20 metri cub de apă, cât ar putea să consume, noi analizăm. Nu cred. Eu să ne fiu ce vreau. Dacă coloana privare a spălătorie nu-i trasă pentru spălătorie, pentru așa. Rămâne fără apă, mai ales când plouă, cum nu avem apă și asta și mai încep. Spălătoria, atât ce e aprobat, ar putea să aibă materia primă. Avem rezerva când ne cere să raportăm la apă, când vom ajunge acolo, să-i spunem că putem să-i dăm apă sau nu putem să-i dăm apă. Condiționat, adică când plouă și nu avem apă, să-i dăm apă. Să-și facă rezerva. Este o... Sau bazine, mare, până la rezerva, dar e curare. Nu vreau să... Nu, dar eu am întrebat să facem... Observația dumneavoastră este bună, dar când o să ajungem acolo, compania de apă, firma APA SER, firma APA SER, o să spună câți metri de apă trebuie cub. El o să spună 10 metri cub pe zi. El calculează, spune, da, domnule, pot să-i dau 10 metri cub pe zi. Dacă spune că la pârtie 500 de metri cub pe zi, atunci o să-i spună, nu pot să dau decât 10 metri sau 5 metri. Și atunci el își face o rezervă noaptea să găsească soluții. Dar deocamdată nu suntem la capitol. N-am ajuns să găsească domnul să funcționeze. Am vădătoria că unei a scris și am spus, nici nu se intră cu mașina murdară. Da, da. Dar dacă n-ai spălătorie, și acum avem nu poți să-i oblici. Da. Pentru că trebuie să-i oferi și alternativa. Bun. Dacă mai sunt alte discuții. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 200 de metri pătrați, teren intravilan situat în orașul Slănic Moldova, strada Fundăturii, aflată în proprietatea privată a orașului Slănic Moldova. Inițiatorul comis Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, la fel avem o solicitare de la o firmă care vrea între 100 și 200 de metri pătrați. Noi am identificat chiar în capătul terenului, așa cum v-am prezentat în planul de situație, 200 de metri pătrați. Propunerea mea este să îi acordăm aproximativ același obiect de activitate, de amenajări, de drumuri, de utilaje, de ce vor ei să...
Dacă mai sunt alte discuții? Avizul comisiilor? Negativ, urmă. Favorabil. Favorabil, la fel ca cel mai. Și să vedem mai departe. Să spunem la vot. Cine este pentru? Punctul 7 se retrage și la fel și punctul 8. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat strategic încheiat între Unitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași și Unitatea Administrativ Teritorială Orașului Moldova, inițiatorul Comisiei Partenerilor, primarul orașului. Da, după mi-am dorit acest lucru de foarte mult timp. Universitatea Gheorghe Asache din Iași este cea mai mare universitate tehnică din Moldova și cu renume, atât pe partea de Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Drumuri și Poduri, Facultatea de Chimie și alte posibile colaborări mediu pe care noi le putem avea cu Universitatea. Am avut mai multe runde de discuții cu dumnealor și în sfârșit au fost de acord să facem un parteneriat. Vă rog să fiți de acord cu el, întrucât ar fi un plus pentru localitatea noastră. Atât pentru studenții care lucrează acolo să vină să ne ajute, cât și pentru primărie, bineînțeles, că ajutorul o să fie mai ieftin. Deocamdată nu punem bani în acest parteneriat. De fiecare dată, când o să fie punctual de cheltuit ceva, venim la dumneavoastră, vă spunem, da, se face proiectul cu tare. Pentru asta vă rugăm să ne sprijiniți cu banii respectivi. Deocamdată doar facem un acord cu cadrul care creează premisele unor colaborări, sperăm noi, fructuoase. Dacă mai sunt și altfel. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Spune la vot cine este pentru. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării diplomei de onoare și plata unui premiu pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Inițiatorii Comisiei Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, este vorba de familiile care în ultimii 4 ani au împlinit 50 de ani de căsnicie. Noi nu am avut. Toate localitățile oferă în fiecare an acest premiu pentru încurajarea păstrării căsniciei și a transmiterii mai departe a valorilor familiei. În sfârșit, suntem în situația în care am strâns acești bănuți și cele 23 de familii pe care le-am identificat noi că au plinit 50 de ani de căsnicie, propunem să fiți de acord să le acordăm o masă și 500 de lei. Asta înseamnă 550 de lei de familie. Dacă mai sunt și alte discuții? Sunt în ședință. Avizul promis. Sunt în ședință. Favorabil. Spune la vot cine este pentru. Ședință. Sunt la ședință de Consiliu. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru venire destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, comisia se prelungesc contractele, comisia ANL și-a făcut treaba, a prezentat rapoartele, este ceva normal să le prelungim. Dacă n-ați identificat, sunt consilieri membri în comisie, dacă au identificat ceva, dar nu cred că ar fi promus dacă lucrurile n-ar fi fost în regulă. Sunt probleme? Da, sunt de acord. Deci, în principiu, nu e nicio problemă, dar vă rog frumos. Anul trecut, când am prelungit niște contracte de tipul ăsta, s-a purtat o discuție de genul când ne adresăm agenției X ca să ne spună dacă e bine să procedăm așa sau nu și să stabilească o limită de kilometri. Până la 20, până la 50, până la 100, unde are dreptul să aibă o a doua locuință proprietate personală. Prelungim pentru un an de zile, timpul în care clarificăm problema asta. Bun, ea a fost oarecum clarificată de anul trecut, în sensul în care legea spune că ar trebui să ne extindem
aria de verificare către alte localități. Dacă dumneavoastră, concret, propuneți ca la următoarele aprobări să ne extindem aria de verificare către Târgu Ocna, către Onești, către Dărmănești, către Moinești, atunci este o speță pe care trebuie să vă pronunțați, pentru că asta înseamnă o analiză și o cheltuială de timp. Adică trebuie să trimiți adrese, să-l întrebi ăla dacă are locuința acolo, dacă stă cu chirie, dacă... Da, și dacă Agenția Națională ne spune că avem voie până la 50 de kilometri, pentru că poți să-ți iei proprietate personală la Târgu Ocna și să ai casă de vacanță la Sfânic. Bun, cum de altfel bănuim noi că se și întâmplă, dar nu știu dacă proprietate, dar cu chirie, normal dacă ai o locuință cu chirie, nu poți stai în două case deodată. Dacă ți-ai luat o locuință cu chirie la Târgu Ocna, ar trebui ca să nu mai ai anele la Sfânic. Eu înregistrez această propunere a dumneavoastră, cam către ce localități vă gândiți. Adică să facem și Dofteana, și Târgu Trotul, și Pârgărești, și... Nu, o distanță, în kilometri. 50 de kilometri, să asigură... 50 de kilometri înseamnă și Moinești, și Onești. Da. De la ce distanță se poate face naveta? 50, tot ne contează și legislația înseamnă. 50 de kilometri. Bun. La momentul acesta înseamnă și nu au serviciu în localitate. Deci, noi avem obligația să asigurăm pentru tinerii care desfășoară activitatea în orașul Slănic Moldova. Bun, dar încă o dată, dacă el are serviciu, nu are serviciu în Slănic Moldova, sau are serviciu în Slănic Moldova, tot trebuie să facem acest lucru. Da, păi, dar nu, eu nu mă refer la un caz. Mă refer în general că vor veni în continuare, vor pleca din Slănic, având locuința ANL, se vor angaja în alte localități și bine mersi, casă de vacanță la Sfânic. Haideți să stăm o dată. Până la 50 de ani. Să se noteze, eu rog comisia ANL să ia act de această propunere și să facem ce trebuie ca la următoarele solicitări. Considerăm că asta trece. E rezolvat. Asta putem în fața unui fapt în privință. Pentru celelalte să încercăm să extindem aceste verificări. Dar asta înseamnă să îi notificăm să pună cele minim cu două luni înainte. Absolut. Noi nu avem timp în 30 de zile să facem acest schimb de adrese. Trimitem la 7 localități, 8 care sunt pe raza, trebuie, Moineștiul are ANL, Comăneștiul are ANL, Dărmăneștiul. Să ia și un aviz de la Medera. Bun. Mergem pe drumul ăsta și încercăm să extindem aria de verificare, da? Până la 50 de km. Vă rog să treceți în proces verbal ca să putem avea o bază de analiză. Dacă mai sunt și alte discuții? Transformăm primăria în agenții de investigații, nu? Nu, transformăm primăria în hotel. E dacă ieși un venit. Avizul comisiei. Favorabil. Favorabil. Spun dacă cine este pentru. Punctul 10. Prezentare raport. Numărul 10-11 din 5-8-2019 încheiat de Camera de Conturi Bacău în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 46 din 8-8-2016 împreună cu decizia numărul 46 din 1 din 8-8-2019 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 46 din 8-8-2016. Inițiator, economist Baciu. Raportul are 17 pagini. N-ar vrea să ocupăm materialul filmat cu asta. Fiecare dintre dumneavoastră l-ați primit și în format electronic și în format tipărit. Încercăm să ne facem treaba. Am primit de altfel și aprecieri din partea Curții de Conturi pentru că s-a văzut că în acești 3 ani de zile am dus majoritatea obligațiilor la îndeplinire. Mai avem câteva, știm ce avem de făcut și vom face, adică știm ce avem de făcut, trebuie să ajungem în instanță cu 3 puncte.
importante de altfel și pentru că sunt zone de interpretare diferite. Și atunci Curtea de Conturi a trimis către Consiliul Local, noi vi l-am prezentat, am făcut datoria, dacă aveți ceva întrebări, vă rugăm, dacă nu, ați luat act de această măsură și de... Și noi, bineînțeles, deja lucrăm la asta. Și ultimul punct, divers, dacă aveți întrebat probleme. Da, dacă îmi permiteți să încep eu la diverse, am tot luptat, am făcut eforturi să scoatem acest pod Dobru la licitație. Suntem în situația că s-a finalizat documentația, ne-am luat și o firmă externă care să ne sprijine, să nu avem contestații, după cum am spus și la celelalte ședințe. Dar, între timp, avem un referat al domnului Forcoș, consilier juridic al aparatului de specialitate, pe care vi-l prezint, întrucât mi s-a părut important să ne dăm cu părerea cu toții. E vorba de sumă, da? Deci, dumnealui spune așa, pentru repararea podului Dobru, Consiliul Local Oraș a adoptat hotărârea din 28-a 6-a, privind aprobarea indicatorilor. Documentația tehnică fiind elaborată de firma RUD Construct SRL. Pentru aceasta sunt următori indicatori tehnico-economici. Valoarea obiectivului 1.279.000, din care C plus 1.966.000, totalul 1.500.000, nu știu ce. Menționez că analizând practica altor unități teritoriale, am constatat următoarele. Și aici se enumerează. La Gura Ocniței s-a realizat un pod cu 1.073.000. La Pârjol s-a realizat 130 de metri de pod cu 9.400.000. Și comparând lungimile celor două poduri, în consecință cu podul Dobru, în fine, față de cele mai sus, apreciez că se impune analizarea în regim de urgență a documentației tehnice elaborate de RUD Construct pentru verificarea cifrelor stabilite de acesta în vederea realizării obiectivului investițional, așa. Sunt atașate niște poze de la podurile astea. Am purtat o discuție cu... adică chestia asta ar mai lungi, noi suntem în situații de urgență, trebuia să blocăm accesul pe podul Dobru, este foarte... Este foarte greu, poftim? Puteți da și nouă copii de acord. Da, o să vă fac o copie. După care, ăsta este din data de... cât este acolo. În data de 22-8, din ce dată este ăla? 12. După 10 zile, urmarea referatului prin care am sesizat aspecte cu privire la obiectivul investițional, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, nu știu ce, va duc la cunoștință următoare. Astăzi, 22-8, jurul orei 12, la Secretariatul instituției noastre am primit de la serviciul urmăresc dosarul RUD Construct, așa, din care am luat la cunoștință că suma de centralizatorul, așa, sumă se regăsește în capitolul 4, pe o trebuie investiții de... menționez că în centralizatorul cheltuielor pe obiectiv de lucrări, din documentația listă de cantități pentru lucrări de eliminare a efectului inundațiilor, sunt identificate următoarele categorii de lucrări, construcții și instalații. În valoare totală de 1.000.000, din care valoarea 943, la care se adaugă TVA 179. Apreciez că documentația anterior menționată este de natură să clarifice aspectele sesizate prin referatul din 12-8, atâta timp cât obiectivul investițional urmărește atât reabilitarea podului, cât și realizarea unor lucrări de amenajare a albiei. Precizez că din discuțiile purtate cu șeful urbanismului, acesta nu mi-a pus la dispoziție dosarul elaborat, în fine, niște aspecte interne care mă privesc pe mine, dar să zicem că eu le înțeleg. Totodată, din analiza certificatului de urmărire și autorizației de construire eliberată, la acest obiectiv, la regimul juridic este indicat doar HG. Fără a fi indicat și regimul juridic pentru terenul aferent lucrărilor de reabilitare din amonte și aval de pod al albii, malul respectiv regimul proprietății pentru construcțiile hidrotehnice, ziduri din amonte și aval pod Dobru, acest aspect care
poate crea blocaje în achiziția de lucrări, dar și în execuția acestor, de pentru care apreciez că aceste aspecte pot fi clarificate la nivel intern de structurile de cercetare. Domnul Forcoș este membru în Comisia de Achiziții și l-am nominalizat în această comisie ca să se pronunțe despre aspectele de legalitate. Un jurist se ocupă de aspecte de legalitate, un tehnic se ocupă de aspecte tehnice, un economist se ocupă de aspecte economice. Nu interpretez ca o imixtiune în anumite domenii, dar vreau să știți și dumneavoastră, în primul rând, cum lucrăm aici în primărie și doi. Eu fac următoarea precizare. Podul ăsta nu este dedicat cuiva să fie lucrat. Este scos la licitație. Doi. Nu putem compara să construiești un pod nou cu banii să repari un pod vechi, care trebuie dezbrăcat tot de beton, de balustrade, de tot, cu picamul ce-i face acolo și subzidiri și alte aspecte. Eu am fost la unul din constructori. A spus, doamne, e un pod nou, îl termin în 3 luni de zile. Ăsta nu îl termin într-un an de zile. În sensul în care sunt niște, mai mult de asta, trebuie să asigure accesul pe perioada lucrării, o bandă de circulație. Când faci un pod nou, ăla trece prin apă, are altă treabă și termin adică lucrarea este mult mai simplă. Vii cu prefabricatele, pui, nu este treaba nici măcar a mea să mă pronunț în ceea ce privește prețul. Proiectantul aproape sigur și-a luat o marjă, că dacă nu este acoperitor ca și cost prețul, atunci nu vine lumea la licitație. La majoritatea licitațiilor se scade substanțial în momentul în care se scoate la licitație proiectul. Eu vă consult pe dumneavoastră dacă vi se pare că e bine să ne mai luăm încă un consultant, să mai vedeți toată documentația, să mai facă, să mai pierdem timp cu asta. Avem aproape un an de zile de când am pornit. N-am găsit expert pentru pod. Erau toți ocupați cu zidurile de sprijin și cu alte aspecte. N-am găsit. Adică nu suntem într-o situație roz. Deja și aspectul tehnic, dar și aspectul estetic, cum e blocat acolo și toate celelalte, sunt împotriva noastră. Vă rog să vă pronunțați. Noi, dacă astăzi nu sunt obiecțiuni majore, noi vom scoate la licitație acest pod și vă rog pe cine aveți dumneavoastră să anunțați că este un pod scos la licitație. Dacă vin 10 ofertanți, poate că o să fie mult mai ieftin, dacă vine unul, poate o să fie, nu-mi dau seama. Eu nu m-am băgat niciodată la licitații și nu mă bag. Este licitație de 1 milion de RON, este la Comisia Națională de Licitații, se publică, totul este foarte transparent. N-ai ce să modifici aici. Da, asta este un punct de la autorul diverse pe care aș vrea să îl aduc la cunoștință și să vă pronunțați asupra lui. Eu mă gândesc că ar putea să fie și o altă soluție. La Cerdac, dacă țineți minte, în fața școlii era un pod din bârne de stejar. În 92. Împreună cu un domn Baciu de la Cerișoaia, pe care l-am angajat la vremea la primărie și cu echipa de la primărie, am construit un pod nou, pod de ciment, pe la școala de la Cerdac și ne-a costat foarte puțin. Plase de Buzău, balastul soc, așa cum spunea domnul Bocanu, ciment de bună calitate și în 2 luni de zile am verificat acel pod cu o mașină de la petrol de 40 de tone, unde acel baciu, de la vremea respectivă, a stat sub pod ca să ne demonstreze că podul pe care l-a făcut este de cea mai bună calitate. De asta spun, cred că ar exista și o altă soluție decât o licitație cu o firmă care probabil că își pune și al procentul firma respectivă acolo. Rost profit. Bun. În 92, în primul rând, era o legislație care probabil permitea ca primăria să cheltuiască bani de la primărie. Poate că primăria avea angajați la primărie care muncea. La momentul acesta, primăria nu are angajați, dar reglementările, legislația, deci domnul consilier, am fost personal la aviz la Iași. Deci nu mai permite. Deci nu mai permite, nu mai pui o lingură de beton că vrei tu.
Suntem într-o altă situație decât eram în 92 și 100% aceste lucrări trebuie scoase la licitație. Am scos și să punem pavele, am scos și să punem plombăm strada. Nu avem intern. Da, Dărmănești are 25 de oameni și aproape 20 de utilaje. Și compactor, și bușolat acum și de marca stradă. Dacă am fi cu un buget să ne facem noi niște echipe, poate că am putea să mai cârpim ceva. Dar ăsta este un pod pe care trebuie să treacă mașina și trebuie să-și asume cineva răspunderea. Dacă îl cârpește o persoană fizică, nu răspunde persoana fizică, răspunde primarul. Respectiv, noi trebuie să respectăm legea în ceea ce privește acest pod. Ale artizanale care s-au făcut, mai sunt poduri făcute, răspunde fiecare când l-a făcut. Că am văzut filmulețe cum punea cu macaraua, repede, poduri. Alea sunt. Responsabilitatea îi aparține celui care a permis, celui care a contribuit. Nu mi aparține mult. Eu nu mi-asum la momentul ăsta, nu că nu m-aș pricepe, dar nu mi-asum ca să cârpim podul Domnului. Că o punte, o mai facem, o mai, nu știu ce, e ceva. Dar nu putem să rămânem în zona asta. Nu, eu am plecat de la ideea că nu e un pod extraordinar de circulat. Deci până la Dobru și înapoi, cred că intră și eu o mașină. Acolo trec mașini cu bușteni. Tot bazinul Dobru, acum este blocat, nu trec, dar tot ce înseamnă pădurea pe afluentul Dobru, pe acolo coboară. Nu prin altă parte. Adică nu vorbim că facem un pod din ăsta de 3,5 tone sau ceva. Eu vedeam la două, trei mașini care urcau și trec mai grav este că, se fac niște ziduri de sprijin în Amonte și în Aval conform legislației. Adică acum este nevoie de două lungimi de pod în Amonte și o lungime în Aval. Ia că la Cerdac în 92 nimeni n-a luat în calcul asta, pentru că nu spune legea. Acum, dacă este o legislație care obligă, nu ne jucăm cu ea. Și încă o dată, cheltuielile de demontare sunt foarte mari. Am vorbit cu proiectantul, spune, domnul primar, dar noi trebuie să dăm jos toată balustrada asta de beton. Cu picamărul, cu picorul, cu ce o să fac el, nu? Adică sunt niște operațiuni în plus față de a construi un pod nou. Jandarmeria nu se poate implica. Că trec bușteni, trec și jandarmii. A, să plătească jandarmeria? Să o facă și să se implice și ei. Mai degrabă, ca un pod al lor. Mai degrabă cei care exploatează. Eu zic să-i dăm drumul, adică noi avem 360.000 de lei aprobați din toamna anului trecut, octombrie, nu știu când a fost. Să-i dăm drumul să cheltuim banii ăștia să consolideze podul repede să se poată circula și să identificăm suma, diferența de bani, să ne rugăm să vină să adică să obținem un ajutor de la guvern de undeva în așa fel încât să reparăm acest pod pe norme cum trebuie și o să fim cu toții bucuroși după aceea, că o să arate și frumos și o să fie și lungimea acestui pod, nou pod va avea... Nu este un nou pod, se reface podul vechi. Deci nu se strică în totalitate. Se păstrează structura și celelalte, se consolidează, dar îmbrăcămintea la podurile astea nu se mai păstrează stratul de șapă ce are. Trebuie tot dat jos și să toarnă o altă placă cu plasă de Buzău, cu tot ce trebuie și alte aspecte legate de asta. Dacă vreți, documentația este la dispoziție. Cine să pricepe? Cine a făcut proiectarea? Același proiectant care a proiectat zidurile de sprijin pentru drumul național. Rud Construct. De la Bacău, nu? De la Bacău, da. Adică este un proiectant autorizat și... Am mai avut un întâmpinări de genul ăsta, că nu suntem de acord. Din punct de vedere tehnic, eu vreau să vă spun că cel care a făcut proiectarea și asumă din punct de vedere legal toate riscurile privind funcționarea acestui pod. Un pod nu poate fi făcut pentru 3 luni de zile. Sunt niște calcule
cu niște formule foarte clare ce se va întâmpla peste 5 ani, 10 ani, posibilități de transport, etc. Noi ce putem să facem? Deci dacă cineva are suspiciune asupra, cum să spun, formulei care a fost aplicată de proiectant, putem urmări pas cu pas executarea și decontarea tuturor lucrărilor. Pentru că el n-a făcut altceva decât să proiecteze această lucrare, podul Dobru, în condițiile în care urmează să fie exploatat. Cel mai simplu nu se poate fura decât la cantități. Diriginte de șantier. Deci este diriginte de șantier. Putem numi pe cineva și la noi aici, în fiecare zi se decontează cantitatea, se notează, se prelucrează. Banii sunt, dacă este licit, dacă era pod încredințat direct, puteau fi suspiciuni. Dacă este licitație, la licitație nu este niciun preț. Sunt cantitățile. Și el pune prețul? Și el pune prețul ca să poată face ce lucrare. Vă dați seama că dacă vin 2 sau 3, trebuie să pună prețul cel mai mic să câștige. Mai cel mai mic ca să asigure și siguranța în exploatarea acestei lucrări. Eu vă spun o chestie care dacă, nu știu, să nu se mai... Să puteți să întrerupeți că vreau să spun o chestie. O spuneți la final după ce este. Domnul Mocan, o spuneți la final după ce este, dacă nu puteți spune la final. Să poate pune taxă de podul pe și să repare. Nu, eu... Să poate pune taxă de pod. Este drum local. Dar dacă vin de cărbușteni, s-ar putea să... Deci, domnul doctor, putem pune taxă de pod. Dar la momentul acesta nu avem podul. Când o să avem podul, da, poate o să fie același consiliu sau alt consiliu, dar... Rămâne o taxă anticipată de pod. Taxă anticipată, da. Taxă anticipată de pod. E o... o expresie frumoasă. Da. Dacă mai sunt alte comentarii. Deci, în principiu, sunteți de acord ca să mergem mai departe cu această abordare? Pentru că nu suntem într-o situație, nu prea avem ce altceva. Mai pui unul să-l verifice pe proiectantul ăsta, dacă apare un diferentul ăla trebuie gestionat de un alt, cum a spus domnul consilier Mocanu, măi, ăsta și asumă răspunderea 100%. El pune cantitățile, dacă nu se realizează, nu se plătesc, dacă se realizează, și asumă soluția tehnică. Dacă mai sunt 7 discuții, dacă nu, încheiem ședința de azi. Mulțumim și ne întâlnim. Deci, apropo de plăiere.